faptul, declarația domnului primar general care spune la un post de televiziune, precum că investițiile operatorilor din domeniul publicității de mult au fost recuperate. Vreau să îi spun domnului primar că nu au fost recuperate. La moment avem 12 milioane de euro care au fost investițiile agenților economici, dar dacă să zicem că ok, ele au fost recuperate după vorba lui, atunci noi ca analogie ar fi trebuit ca orice business care sunt recuperate investițiile să fie demolate. Toate televiziunile, fiindcă ele și-au recuperat investițiile, trebuie să le închidem, toate companiile de construcții de asemenea, toate farmaciile, ce mai avem noi, tot businessul trebuie să-l distrugem, fiindcă ei și-au recuperat. Consider această abordare de fapt periculoasă și nici de cum nu are nimic comun cu statul de drept și cu economia de piață.